mă mai pot baza pe pensia de la stat peste 10, 20, 30 de ani? Și dacă aleg să mă bazez pe această pensie, ce sumă de bani voi primi în fiecare lună în funcție de sumele de bani pe care le investesc astăzi în pensia de la stat? Te salut, Cristian eu sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și haideți să vedem cum funcționează sistemul de pensii astăzi în România. E bine să știi că noi avem trei mari participanți când vine vorba despre pensii. Primul participant se cheamă angajator. Companiile, corporațiile sunt cei care ne dau salarii în fiecare lună. Al doilea participant se cheamă salariat, adică noi, cei care vrem să primim pensie la un moment dat. Și al treilea participant se cheamă stat, adică cel care ne va da aceste pensii. Bineînțeles, angajatorul trebuie să dea bani atât salariatului cât și statului, astfel încât, la un moment dat, salariatul să primească pensii. Și cum se întâmplă lucrurile? Păi, angajatorul dă un salariu brut. Acest salariu brut se împarte în două direcții. Prima dată se duc către stat taxele și impozitele, având o cotație de 43% din salariul brut, și apoi către salariat, salariul net, care reprezintă 57% din venitul brut. Dar am spus că pe noi ne interesează pensia, da? Deci, pensia. Cât va fi pensia în momentul în care voi alege să mă pensionez. Da? Deci ea este cea pe care vrem să o calculăm astăzi. E bine, pensia nu are o valoare unitară și nu se calculează dintr-o singură direcție. Ea este compusă din mai multe direcții și anume avem pilonul 1 și pilonul 2 pe care îl gestionează în mod normal statut. Pilonul 1 este gestionat 100% de stat, pilonul 2 este gestionat de companii private. Pilonul 1 reprezintă 20,25% din brut. Cea mai mare bucată din banii mei care se duc către stat se duc în pilonul 1. Pilonul 2 reprezintă 4,75% din brut. Asta înseamnă că pilonul 1 plus pilonul 2 în total reprezintă 25% din brut. Dar probabil ai mai auzit că există și pilonul 3. Acest pilon 3 nu mai ajunge la stat sub nicio formă. Acest pilon 3 este construit de mine, de angajator sau de mine și angajator în același timp. Și acest pilon 3 se construiește în felul următor. Eu pot să vin și să contribui cu un procent din salariul meu, am spus eu aici X% din salariul brut, doar că în momentul în care vin și depun bani în pilonul 3, trebuie să iau un calcul că această sumă de bani va fi scăzută din salariul net. Da? Deci eu o să câștig mai puțin bani în fiecare lună în mână. Doar că un avantaj aici este că angajatorul poate să vină și el cu o sumă de bani, procentual vorbind. Asta înseamnă că am dat eu un exemplu aici. Dacă angajatul vine cu 7,5% din salariu brut și angajatorul poate să vină cu 7,5% din această sumă, astfel încât în total maxim cât pot să depun eu în pilonul 3 este 15% din brut. Da? Poate să vină angajatorul cu toată această sumă. Pot să vin eu cu toată această sumă, sau eu împreună cu angajatorul pot să vin să depun maxim 15% din brut în pilonul 3. Și din aceste trei piloane, pilonul 1 plus pilonul 2 plus pilonul 3, îmi dă mie pensia lunară pe care aș putea să o câștig în momentul în care aleg să mă pensionez. Problema este în felul următor, că pilonul 1 nu are niciun fel de randament. Adică toți banii care ajung în pilonul 1 de pensii se vor duce către pensionarii din ziua de astăzi. Da? Deci eu nu o să primesc nici măcar un leu din pilonul 1. Pentru că oamenii care sunt astăzi pensionați sunt plătiți din acest pilon. Și atunci acești bani nu vor ajunge la mine niciodată. Pilonul 1 va fi plătit pentru mine de către angajații de la momentul respectiv. Și dacă vor fi puțini angajați, și pilonul 1 va fi foarte mic. Da? Deci pilonul 1 nu are niciun fel de randament. Pilonul 2 are un randament mediu de când a fost înființat și până în prezent de 5%. Da? Deci creștere anuală în medie cam de 5%. Pilonul 3 are o creștere puțin mai mare, de 5,7% de când a fost înființat și până în prezent. Problema este din nou că aceste randamente nu sunt foarte mari după cum poți observa și inflația în România în ultimii 20 de ani a fost 5,5%. Asta înseamnă că dacă eu aleg să investesc în pilonul 2, nu pot să aleg pentru că este obligatoriu, și pilonul 3, practic sunt investiții care sunt la nivelul inflației. Asta înseamnă că în momentul în care voi fi pensionat și voi alege să scot banii din aceste piloane, eu nu voi avea randamente pozitive, ci de-abia dacă bat inflația. Asta ar fi un caz fericit să bat inflația. De cele mai multe ori, probabil, nu o să reușesc să bat inflația, adică, practic, voi primi tot banii mei înapoi. Pe lângă inflație, mai avem și taxe și impozite. Adică toate aceste randamente pe care aș putea să le primesc într-o perioadă de 10, 20, 30 de ani vor fi impozitate. Toate randamentele de 5%, 5,7% nu le voi primi 100% eu randamentele acestea, ci și statul își va lua o mică bucățică din aceste randamente. Asta înseamnă că dacă plătesc și taxele și impozitele din nou către stat, nu am nicio șansă să bat inflație. Adică, în momentul de față, dacă aleg să investesc în pilonul 2 și pilonul 3, sunt șanse minime să bat inflația. De ce nu am șanse să bat inflația? Păi, haideți să ne uităm cum arată pilonul 2 și pilonul 3 și de ce au randamentele acestea atât de mici. E bine, pilonul 2, în momentul de față, este construit într-o oarecare măsură, și anume aproape 66% din titluri de stat. Probabil știi deja, titlurile de stat au randamente fluctuante în funcție de dobânda de referință a băncii centrale. Și în momentul în care avem dobândă de referință ridicată și dobânda titlurilor de stat este ridicată. Dacă dobânda băncii centrale este scăzută și dobânda titlurilor de stat este scăzută. Din calculele pe care le-am făcut eu până în momentul de față, niciodată titlurile de stat nu au reușit să bată inflația. Bineînțeles, mai avem aici acțiuni, depozite de bancare, obligațiuni corporative și alte tipuri de investiții, însă majoritare, sunt investițiile în titluri de stat. În titluri de stat care nu bat inflația. Pilonul 3 este construit aproape identic, adică mare parte din investiții merg către obligațiuni și apoi și acțiuni și alte direcții. Tocmai din această cauză, aceste piloane, pilonul 1 și pilonul 2, nu reușesc să bată inflația. Nu reușesc să bată inflația astăzi, nu vor reuși să bată inflația cel mai probabil nici în viitor pentru că astăzi componența lor este în mare parte în titluri de stat. E bine, dacă totuși alegi să investești în pilonul 2 și pilonul 3, haideți să vedem ce pensie ai putea să primești peste o anumită perioadă. Și vreau să facem un exercițiu luând în calcul un salariu mediu din România. Și am aici pentru tine două persoane. Îl avem pe Cristi și pe Iulian. Cristi are 50 de ani, Iulian are 36 de ani. Asta înseamnă că unul a muncit mai mult decât celălalt. Până în momentul de față, Cristi a depus în pilonul 2 16 ani. Da, 16 ani a depus banii în pilonul 2. Și Cristi tot 16 ani. Până în momentul de față. Doar că de acum înainte, Cristi mai are de muncă 16 ani, Iulian mai are de muncă 30 de ani. Adică, Cristi va depune mai mulți bani în pilonul 2. Până în momentul de față, banii în pilonul 2 depuși de Cristi sunt 48.000 de lei. Aceea sumă de bani o are și Iulian depusă în pilonul 2 de pensii. Doar că peste 16 ani Cristi va avea în pilonul 2 96.000 de lei, în timp ce Iulian va avea 144.000 de lei în pilonul 2. Și acum că știm câți bani vor ajunge în pilonul 2, haideți să vedem câți bani vor ajunge la băieții noștri Cristi și Iulian înapoi. Păi, din pilonul 2, Cristi va primi pe lună 400 de ron în medie pentru un calcul făcut pe o perioadă de 20 de ani. În tip ce Iulian va primi în medie pe lună 600 de lei. Din nou, perioada de calcul tot 20 de ani. Adică din momentul în care am ieșit la pensie, iau un calcul că o să mai trăiesc cam 20 de ani. Deoarece cam asta este speranța de viață în România, să mai trăiești cam 20 de ani după ce te-ai pensionat. E bine, și din pilonul 1 vom mai primi bani. Adică Cristi va primi din pilonul 1 1866 de lei, din nou calculat pe perioadă de 20 de ani, în timp ce Iulian va primi 1693 de lei calculat pe aceeași perioadă. Asta înseamnă că, în total, Cristi va primi o pensie de 2266 de lei, în timp ce Iulian va primi o pensie de 2293 de lei. În condițiile în care Iulian depune în pilonul 2 mult mai mulți bani pe o perioadă mult mai lungă de timp, cele două persoane, atât Cristi cât și Iulian, vor primi cam aceeași pensie. Și acum o să spui, bine, bine, dar dacă eu depun și în pilonul 3, înseamnă că o să primesc pensie mai mare. Corect. Cu cât o să primești mai mare? Păi dacă ne uităm la suma pe care am calculat-o pentru pilonul 2 și noi știm că pilonul 3 are randamente asemănătoare, poți să mai adaugi o sumă de 600 de lei pe lună la pensia actuală, adică în loc de 2293 de ron pe lună, o să primești 2800 de ron pe lună. Problema este că nici astăzi 2800 de ron pe lună nu este o sumă foarte mare de bani. Gândește-te dacă această sumă de bani va reprezenta ceva peste 30 de ani. Pentru că inflația va crește în continuare, în medie, cu 5,5% pe an. Asta înseamnă că Valoarea acestei pensii, da, deci nu suma în sine, ci valoarea acestei pensii, va fi în scădere în medie cu 5,5% în fiecare an. Și atunci, întrebarea vine în felul următor. Ar trebui să investesc în pilonul 2 și pilonul 3 de pensie? Spunem și tu în zona de comentarii dacă vrei să investești în aceste piloane în următoarea perioadă pe 10, 20, 30 de. Ani. E bine să știi că situația este în felul următor. Dacă ești mulțumit cu o pensie mică, ai văzut cât de mică pentru că am calculat, poți să investești în continuare în pilonul 2 și pilonul 3. Nu te poate opri nimeni să faci această investiție în cazul în care, mă, eu mă mulțumesc cu mai puțin bani, vreau să mă bucur de alte lucruri în viață și nu de pensia pe care aș putea să o primesc. Minunat, poți să investești în continuare în pilonul 2 și pilonul 3. Doar că dacă nu ești mulțumit cu această pensie, singura variantă este să-ți construiești propria pensie și să nu te mai bazezi pe statul român. Aceasta este singura variantă, nu se poate altfel. În momentul în care vrei să-ți construiești tu propria pensie, trebuie să iei în calcul că ai nevoie să-ți crești nivelul de cunoștințe și abilități. Asta nu este cu semnul întrebării. Ești practic obligat să-ți crești nivelul de cunoștințe și abilități, astfel încât să știi care sunt activele pe care ar trebui să le cumperi, care este momentul oportun să cumpere aceste active și să poți să-ți faci o analiză emoțională singur pentru că ea este cea mai importantă. Mare atenție! Mari investitori la nivel global nu au obținut randamentele acelea uriașe pentru că sunt ei niște genii în investiții, sub nicio formă, ci pentru că reușesc să gestioneze foarte clar analiza emoțională. Analiza emoțională este cea care dă rezultate foarte bune pe perioade foarte lungi de timp. Și da? atunci, în momentul în care tu ai cunoștințele necesare, știi care sunt activele în care ar trebui să investești, știi cum ar trebui să investești și care este momentul oportun să cumpere aceste active, Apoi trebuie să ai tăria sufletească și spirituală să poți să ții aceste active atât pe creștere economică cât și pe scădere economică. Așadar, încă o dată, în cazul în care nu ești mulțumit cu pensia de 2000 de lei pe care ar trebui să o primești de la stat, singura variantă este să ți-o construiești tu singur. Doar că trebuie să te apuci de azi, nu mai poți să aștepți pentru că timpul va trece indiferent dacă vrei sau nu vrei și rezultatele pe care o să le iei peste 5, 10, 20 de ani sunt direct proporționale cu decizia pe care o iei astăzi.